dragilor! Pentru astăzi am pregătit un video mult mai pozitiv decât cel de data trecută, adică vreau să vă vorbesc despre produsele mele preferate din luna aprilie. Dacă sunteți curioase care sunt favoritele lunii aprilie, urmăriți videoul în continuare. Plus care mie mi-a plăcut extrem de mult luna aceasta este acest gel de duș de la Palmolive. Este un butter wash cu aromă de căpșuni, deci miroase absolut genial. E similar aroma cu budinca de la Dr. Oetker. Ce puțin mie asta, mi-e dă senzația asta sau mica cu căpșuni. Ideea este că miroase genial și se simte foarte plăcut pe corp, așa cremos și delicat. L-aveam și pe cel cu vanilie și ciocolată, adică acestea două. Care la fel îmi plac super mult, cel puțin acesta cu ciocolată este demențial, adică miroase atât de bine. La fel îmi amintește de budinca cu ciocolată de la Dr. Oetker, dar na, ce să facem, fiecare cu impresiile sale. Încercațiile sunt super ieftine, undeva la 11 lei, adică o limica toată, țin o groasă. Eu le-am tot folosit în ultima vreme, adică sunt preferatele mele de departe, din categoria geluri de duș. Și vi le recomand cu mare încredere. Alte produse care mi-au plăcut la fel de mult ca gelurile de duș de la Palmolive și care sunt destinate tot îngrijirii corporale, să zicem, sunt aceste spume de la Nivea. Eu le-am primit de la ei în urmă cu aproximativ o lună, nu mai știu exact. Oricum, ideea este că e prima dată când am încercat genul acesta de spume și îmi plac super mult, adică sunt foarte mișto. Ce pot să vă spun despre ele este că aceste spume seamănă ca textură cu spuma de ras. Eu cu asta pot să le asemăn pentru că nu am mai folosit acest gen de produs până acum. Este prima dată când folosesc o spumă de duș și sunt foarte, foarte mișto. De ce? Pentru că în momentul în care apeși pe acest butonaș, nu știu exact cum îi spune, am un mix lapsus acum, este o cantitate foarte mare de spumă, adică este atât de mare încât îți poți acoperi tot corpul cu ea. Și parfumul este unul discret, plăcut, asemănător majorității produselor de la Nivea. Și preferata mea este aceasta. Mi se pare că miroase cel mai bine dintre toate. Poate că dintre ele cel mai puțin mi-a plăcut aceasta, în ceea ce privește parfumul, are mirosul acela specific produselor de la Nivea. Adică dacă știți crema aceea clasică de la ei în cutiuță albastră, exact mirosul ăla are și această spumă. Ideea e că sunt niște produse care mie îmi plac foarte mult și cred că țin o groază. Îi spun că o spumă din aceasta ține cât un gel de duș de 500 de mililitri. Și tind să-i cred pe cuvânt, pentru că le-am tot folosit și nu pare să se fi consumat aproape deloc. Adică o să le mai am ceva vreme de acum înainte. Și sunt și destul de ieftine, undeva în jur de 13 lei sau 14 lei. Tot din categoria îngrijire corporală este acest scrub de la Bruno Vasari. La fel, l-am primit și pe acesta la un eveniment. Este un scrub exfoliant pentru corp. Eu îl folosesc foarte mult pentru pielea din zona picioarelor. De ce? Pentru că este foarte uscată, zici că am niște solzi, efectiv, mai ales în perioada asta când a fost extrem de rece și a fost așa, alternam de la cald la rece, efectiv pielea mea a ajuns sub orice critică. Îmi place pentru că nu e prea dur, dar nu e nici genul acela de scrub care e degeaba, adică pe care nu poți să-l folosești deloc pentru că se simte ca o cremă. Ce îmi place la acest scrub este faptul că nu este nici foarte dur, dar nici nu se simte ca o simplă cremă fără particule abrazive, cum era scrubul de la Bioten despre care v-am vorbit în videoul anterior. Este un scrub bun, zic eu, nu știu dacă merită neapărat să dai pe el, cred că este 90 de lei. Dar își face treaba, nu știu câtă vreme o să mă țină, probabil că ceva vreme pentru că nu le folosesc prea des. Tind să cumpăr multe scrub-uri și să nu le folosesc. Na, ce să fac și eu. Un alt produs care îmi place și pe care l-am folosit excesiv de mult în ultima vreme, tot un produs destinat îngrijirii pielii, ca să zic așa, este această cremă de la Orly. Este o cremă de mâini. Am uitat să menționez. Ce îmi place la ea este că are un miros foarte, foarte plăcut. Miroase a gref. Adică, cred că e prima cremă de mâini pe care am întâlnit-o care miroase a gref.
Ei spun că această cremă conține papaya și grefă. Mă rog, eu nu simt niciun miros de papaya, eu simt mirosul de grefă. Și îmi place foarte mult treaba asta. Ei spun că este ultra hidratant pentru mâini, picioare și corp. Mă rog, din 59 de mililitri nu ai cum să o folosești pe corp, doar pentru mâini. Pot să vă zic că hidratează bine, dar nu știu dacă suficient de bine pentru mine. Eu am o piele atipică, adică se usucă extrem de tare, cel puțin pielea de pe mâini uneori ajunge și să se crape. Bine, spăl și vase, mă spăl și foarte des pe mâini și vremea de afară nu ajută deloc, așa că nu știu neapărat dacă e cea mai bună cremă pentru mine. Tot zic că vreau să încerc pe cea de la Neutrogena și nu apuc, pentru că nu le termin nici pe cele pe care le am în casă, dar o să încerc să văd, se spune că ar fi mai bună pentru piele extrem de uscată. Dar aceasta este o cremă foarte mișto și vă recomand cu drag. Miroase foarte plăcut și intră foarte repede în piele, am uitat să precizez. Tot de la Orly am și această ojă. Ea pare a fi o ojă nude, dar atunci când o pui pe unghi este mai degrabă un nude transparent. Ce îmi place mie la această ojă este că rezistă foarte mult pe unghi și strălucește foarte tare, adică dă senzația că ai unghii cu gel. Îi spun că este o ojă tratament care dă și culoare, habar n-am, nu am probleme cu unghiile, dar am folosit-o foarte, foarte mult în ultima vreme și s-a consumat foarte puțin din ea, adică tot să-mi ajungă o groază. Și cred că o să tot folosesc, nu știu, am făcut o obsesie pentru oja asta. Mai am să vă arăt o mască pentru păr. Este de la L'Oreal Professional, din gama Absolut Repair Lipidium și este destinată părului foarte deteriorat. De ce am ales această mască de păr de la L'Oreal Professional? Pentru că părul meu este foarte uscat în ultima vreme din cauza faptului că l-am vopsit destul de des. Asta și pentru că am vrut să revin la culoarea mea naturală și nu puteam să fac asta printr-o singură vopsire. Eu l-am avut blond în urmă cu câteva luni. Poate că unele dintre voi știți asta de pe blog. Și s-a uscat destul de tare. Unul este la origine destul de uscat, pentru că, dacă vă vine să credeți, părul meu este ondulat spre creț. Știu că nu pare asta pentru că îl îndrept mereu. Și rare ori apar cu părul greș și pentru că nu l-am avut suficient de lung până acum pentru a-l lăsa în starea lui naturală. Ce pot să vă spun despre această mască este că își face efectul, adică se observă. După primele două aplicări se simte deja că firul de păr este ceva mai sănătos. În plus, după ce o aplici și stai 5 minute cu ea pe părul umed, efectiv îți descurcă părul, ceea ce e foarte, foarte bine. Îmi place foarte mult, îmi place și mirosul și este o investiție bună. Se consumă și destul de greu, adică eu am folosit-o destul de des și uitați, adică a rămas o groază în ea. Deci o să mă țină ceva vreme, nu știu cât, dar o să mă țină, ceea ce e bine. Un produs care îmi place foarte mult este acest parfum de la Zara. Nu am mai încercat parfumuri de la ei, însă este foarte, foarte mișto parfumul ăsta. De ce l-am cumpărat pe acesta? Ei bine, pentru că vine la pachet cu încă unul, la prețul de 60 de lei, iar separat ar fi costat 50 de lei, ceea ce nu e tocmai o afacere bună. Se numește Red Vanilla și, așa cum îi spune și numele, miroase a vanilie, e un miros plăcut, persistă destul de bine. Pentru un parfum ieftin pe care să-l folosești zi de zi, este o alegere numai bună. Un alt produs care îmi place foarte mult și pe care l-am primit recent este acest far de ploape de la L'Oreal. Se numește Eye Paint, nuanța mea este Iconic Silver 203 și au fost foarte inspirați când mi-au trimis nuanța aceasta. Este un gri metalizat, destul de închis, este un far de ploape lichid. Conține în compoziție pigmenți ultra rezistenți și sunt infuzați cu gel, din ce am înțeles eu. Ce pot eu să vă spun despre acest far de ploape este că se aseamănă ca rezistență cu un tuș, ceea ce mie îmi place foarte mult pentru că la mine nu rezistă farturile de regulă, chiar și cu primer se duc destul de repede, adică se strâng și arată groaznic. L-am testat pe acesta, îmi place super mult că pot să-i fac inclusiv codița aceea de tuș, deci poți să-l folosești și ca far, poți să-l folosești și ca pe postură de tuș. Ce îmi place
Diferența dintre el și un tuș este că acesta arată ca un fard, adică nu are acel aspect foarte mat, plastifiat, ceea ce e super bine, arată mult mai natural. Și rezistă bine, adică eu inclusiv am dormit un pic cu el și a rămas acolo unde l-am pus și nu l-am folosit cu primer atunci când l-am testat, deci chiar e un super fard ăsta și o să mă duc să mă uit și de alte nuanțe prin magazine pentru că mă gândesc să-mi iau ceva și mai colorat pentru vară. De la L'Oreal am primit și acest gloss. Trebuie să vă mărturisesc că n-am mai folosit glossuri de multă vreme, în afară de acele rujuri mate care se aseamănă cu glossurile. Nu știu de ce să vă zic, în ultima vreme am folosit rujuri. Probabil că nu am mai folosit glossuri pentru că nu erau foarte pigmentate și se vedeau ușor transparente majoritatea. Tocmai de aceea acesta îmi place foarte mult, pentru că este extrem de pigmentat, adică are la pigment în el o groază. Eu am nuanța 102, Darling Pink, și chiar m-au nimerit pentru că mă uitam înainte să mi-l trimită să-mi caut un ruj într-o nuanță similară, pentru că nu mai aveam. Arată foarte bine, se vede ca un fel de gloss foarte lucios, dar are mai degrabă textura unui ruj. Nu este lipicios și mai au și o versiune mată, deci cred că o să mă duc să văd cum este și aceea, să o caut prin magazine. Un ultim produs despre care vreau să vă vorbesc este un ulei esențial de la Solaris. Știu că nu are treabă cu produsele cosmetice sau de îngrijire, însă l-am folosit excesiv. Să vă arăt și cum arată sticluța. Este o sticluță așa drăguță, mică, cu un fel de pipetă. Este un ulei pe care îl folosesc pentru aromaterapie. Am o lampă de aromaterapie, pun acolo 3 picături din acesta, apă, o lumânare de dedesubt și se emană un miros foarte plăcut de scorțișoară în toată casa. Nu știu dacă aș fi folosit un ulei esențial cu aromă de scorțișoară, având în vedere că eu am cu pepene galben, ananas și alte fructe. Culmea este că de când l-am primit, l-am folosit excesiv. Mai bine de jumătate din el s-a dus. Miroase foarte bine, nu știu, îmi place foarte mult și vi-l recomand. Cam acestea au fost produsele mele preferate pe această lună. Sper că v-au plăcut. Sunt curioasă care au fost produsele voastre preferate luna aceasta sau dacă ați încercat vreunul dintre produsele pe care eu vi le-am arătat. Vă mulțumesc că ați vizionat acest video. Nu uitați să-i dați un like pentru că mă ajută, să dați subscribe canalului meu de YouTube, să mă urmăriți pe Instagram, Facebook, să-mi citiți blogul, bineînțeles, unde postez chestii total diferite față de YouTube și să-mi spuneți ce alte videouri ați mai vrea să vedeți pe viitor. Așa că până data viitoare, vă pup și pa, pa!